7 oameni au murit într-un accident horror produs pe autostradă din Germania. 5 dintre victime erau prieteni și au murit într-o mașină care a luat foc după impact. Accidentul horror s-a produs sâmbătă 1 aprilie 2023 pe o autostradă. Totul a pornit de la un bărbat în vârstă de 45 de ani aflat la volanul unui autoturism care a circulat pe contrasens pe autostrada B247. Potrivit datelor din anchetă, bărbatul nu avea nici permis de conducere. Astfel, mașina condusă de acesta, respectiv un autoturism BMW, a intrat în plin într-un autoturism Mercedes în care se aflau 3 bărbați și 2 fete, toți în vârstă de 19 ani, dar și într-un autoturism Volkswagen, în care se aflau 2 persoane. În urma impactului devastator, autoturismele Mercedes și Volkswagen au fost distruse complet și au luat foc. Cei 5 tineri din Mercedes s-au murit în mașina cuprinsă de flăcări. Șoferul mașinii Volkswagen, un bărbat de 60 de ani, dar și un bărbat de 44 de ani, pasager în BMW, și-au pierdut și ei viața în cumplitul accident. Șoferul din BMW, cel care a provocat tragedia, dar și un pasager în vârstă de 34 de ani, precum și o femeie în vârstă de 73 din Volkswagen, au ajuns de urgență la spital. Polițiștii germani au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul, considerat a fi cel mai grav înregistrat vreodată, relatează Antena 3.ro.